După meciul din ultima etapă cu Astra, președintele steliștilor Valeriu Argăseal a fost asaltat de ziariști. Dincolo de cele două puncte pierdute la Giurgiu, Argăseală s-a arătat preocupat de arbitraj. Citind ieri în gazetă, am vrut să dezvolt și eu puțin subiectul și am văzut că sunt greșeli împotriva Stelei și sunt greșeli în comparea Târgu Mureșului. Astăzi am văzut faza asta cu Popa, când a scăpat în prima repriză, am văzut ieri faza cu Rocea, când a scăpat tot la fel în prima repriză, am văzut faza din minutul 90 și încerc să cred că cei care au scris au dreptate. Președintele FCSB a mai făcut referire și la meciul direct cu ASEA Târgu Mureș, care poate schimba soarta clasamentului, dar și la indisponibilitatea din ultima perioadă lui Prepeliță, care nu a făcut deplasarea la Giurgiu. Vă temeți atunci de meciul cu Târgu Mureș, să puteți să ajute arbitrii? Mă tem de toate meciurile, nu numai de meciul cu Târgu Mureș, da? Mă tem de toate meciurile. Aș vrea să fie doar un arbitraj foarte corect. Atât. N-ar fi adus un plus la mijloc Andrei Prepeliță? Cu siguranță, haideți să o lămurim și pe asta. Andrei n-a jucat nici meciul trecut, nici meciul ăsta, pentru că a avut temperatură 40 de grade. Ce vezi? Am pus pe site, am scris că este omul bolnav. Dacă se tot vehiculează că jucătorul nu vrea să joace sau că l-am interzis noi să joace, nu e adevărat. Cu 8 etape înaintea finalului de campionat, meciul direct dintre ocupantele primelor două locuri în clasament poate fi o partidă cu titlul pe masă.